Și acum, să vedem cine a pus frunze. Frunze pe pereți. Acestea nu sunt frunze, sunt lațe. Tot de la puiulete croșetate sau cum sunt? Da. De ea? Iar acum să vedem ce a făcut și camerei, că după cum ați văzut ce mi-a făcut mie, dar nu s-a oprit la mine. Au apărut tot felul de chestii pe pereți. Frunze, da. Frunze. Frunze noi. Am zis să mai schimb decorul. Pe ce e, bă, aici, grădină botanică sau apartament? Inițial eu zic că e apartament, dar după cum pare nu mai e apartament. Și luni ne vine și salteluță nouă-nouță din Damasc. Ia uite ce a făcut Dorel aici. Unde? În cameră. Sunt frunze peste tot. Luni dormi și în Damasc. Măcar dacă puneai o viță de vie, culegeam și noi struguri. Păi uite, am aici. Dar sunt croșetați. Dacă și balconul n-a scăpat. Și acolo, opa, croșetă, nu, mersi. Păi da. Și eu cum mă nădăvă dacă sunt croșetați, a? Păi ce, nu merg și ăștia croșetați? Vedeți că poate n-ați văzut tot. Sunt și pe aici. Ce credeți că făcea într-o noapte când eu dormeam? Da. Și s-auzea fâșu, 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 fâșu. Fâșu, fâșu, fâșu. Păi ce facem aici? Repara că i-au picat niște frunze. Da. Bă, Dorele, dacă nu termin cu gălăgia, o să-ți pice toate frunzele. Ce mai... da, și mai bine că au picat câteva, că nu s-au fixat bine în scoci. Le pun pe partea asta, pe aici, pe peretele ăsta. Da, așa că i-am zis la deasupra mea acolo să nu pună, că dacă îmi pică în cap, de-abia aștept, nu știu ce fac. Să vină și salteaua cea nouă și aia de topărul nou și schimbăm aici patul, facem fresh. Fetița cu struguri. Da. Și capsatorul la ce faci? Ce scapsez cu el? Păi șosetele? Nu, am făcut aici... Patent, aici zici că e șantier. Am făcut aici trandafirii ăștia, că erau stil copăcel și greutatea copăcelului nu ținea tot mănunchiul de trandafir, și așa că i-am desfăcut bucată cu bucată. Da, deci după cum vedeți, noi suntem perfect sănătoși la cap, nu e nicio problemă. Păi da, nu avem nicio problemă. Toată lumea are perucă croșetată și frunze atârnate prin cameră și diverse alte chestii pe pereți, precum și brad de Crăciun, care este instalat permanent, cum ar fi acum în august. Da, nu mă, dar ce nu-i, dar chiar suntem sănătoși, pe bune. La noi Crăciunul este în fiecare zi, știți? Și așa că, normal că avem brad. N-am nicio problemă mentală. Da. Și revelionul în fiecare zi la noi, că de fiecare te prind răsăritul înainte să mă culc. Da. Stăm noaptea mai mult. Deci facem revelionul fiecare noapte. Și ziua noastră, nu, de naștere, e în fiecare zi. Și a zis să schimb aici așternutul de la numai din Damasc și bumbacul mai zis din o să vă arăt că... Terii sau nu mai știu cum se numește. E pufăit, așa e, ca să fie confortabil. Da, vine săptămâna viitoare salteluța și vă mai arăt. Deocamdată v-am arătat doar... Da, nu vă e comod, dragilor, nu? Nu. Vreți chestii noi? Noi și curate. Da, o să opresc aici filmarea, că mi-a cam intrat părul în ochi. Mai încerc să-l aranjez să... Da. Bye, 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 fetița! Bye! Uite, strugurelul, vezi? Da. Mătănelul iubește puiuletele. Și puiuletele iubește mătănelul ei.